Salutare dragilor, bine ați venit pe canalul de YouTube Fix Bujor. Astăzi o să discutăm despre gelozie. Unul din oamenii care mă urmăresc mi-au pus o întrebare foarte bună. Bună! Ai vreun video workshop legat de încredere în sine și gelozie? Da, am. De fiecare dată când prietena mea merge singură în club, mă simt ciudat că poate să dea peste băieți ca tine. Mersi! Foarte tare întrebarea. I feel you, bro. Ții minte prima oară când am descoperit și eu comunitatea asta, în primul rând mă întrebam dacă mai știe dracu cineva din București chestia asta. Și după ce am văzut că practic credeam că sunt singurul din tot Bucureștiul care știe lucrurile astea și mă credeam ca un super erou, dar ulterior, când mă vedeau tipii în club și veneau la mine și face: oi, frate, bă, faci cumva pick-up și chestia asta? Și eram, da, oh, super tare, păi uite, mai sunt aici cu un prieten care știe și el de chestia asta. Mă rog, nimeni nu făcea absolut nimic în club, ideea era că 90% din tip toți știau de chestia asta. Și eram, mamă, chiar credeam că sunt singurul. Anyway, să revenim la subiectul de gelozie. Sunt două motive pentru care există chestia asta. Hai să vă zic primul motiv și al doilea, ca să nu pară gen că fac vânzare la diferite cursuri de ale mele sau whatever. I don't fucking care dacă cumpără cineva sau nu. Așa că vă dau primul motiv care nu are legătură cu asta și al doilea o să vă zic și de partea cealaltă. Primul motiv este că unul consideră că prietena lui, dacă iese în club, este gelos pe ea că e posibil să se dea alt tip la ea. De fapt, sunt trei motive. Primul motiv este că unul nu o iubește pe tipa cu care este în relație, ci este atașat de ea. Da, este o diferență între a iubi pe cineva și a fi atașat de ea. Da, pot să vă explic lucrurile astea, dar cred că cel mai simplu vă dau direct sursa. David Hawkins, Letting Go, Calea Renunțării. Haideți să vedem unde găsim. Este la capitolul de relații. Relațiile. Capitolul numărul 18, pagina 355, bla 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 bla, vom urmări reacțiile emoționale comune și vom examina care este realul lor scop. Nu vă arta mai. Asta e înseamnă să fiți atenți. Reacțiile emoționale nu au nimic de a face cu iubirea. Deoarece iubirea este o stare a unimii unul cu altul. Unimii cu altul. Iubirea nu este doar o emoție care vine și pleacă, ceea ce deseori trece ca fiind iubire în înțelegerea obișnuită umană, ador cum vorbește Hawkins așa ca și cum el e un Dumnezeu, este de fapt atașament, dependență și posesivitate. Ca ea să fie doar cu tine, ai posesivitate, e a mea, e doar a mea, da? Și e dependență. Pot să fiu doar cu ea, sunt dependent de ea, prin urmare apare sentiment de posesie, este doar a mea ca să pot să fiu doar eu cu ea și să pot să supraviețuiesc, da? Deci e o chestie super nașpa. Sentimentele negative. După cum vom vedea, toate emoțiile pe care le simțim față de alte persoane implică convingerea fundamentală că sunteți incompleți fără de altul alta și, în consecință, ceilalți sunt priviți și utilizați ca unelte care pot sprijini procesul împlinirii noastre. Cu toate că s-ar putea să nu fim capabili să influențăm cealaltă persoană în felul în care ne-am dorit, folosirea altei persoane ce trece chiar și la nivelul fanteziei și al așteptărilor. Cred că am sărit urând. Ba nu, am citit cum trebuie. Descoperind de asemenea că foarte mult din ceea ce experimentăm într-o relație se întâmplă doar în imaginația noastră. Să începem cu cele mai negative emoții și vom descoperi care este sensul esențial și mânia, și după aia începe și vorbește mânie în relație și
După aia vinovăție, după care apatia și suferință, frica, mândria, condiția umană, sentimentele pozitive, conectarea, efectul sentimentelor pozitive și multe alte lucruri interesante în această carte pe care vă recomand. O găsiți peste tot. Bun, revenind, asta este primul motiv, da? Ești atașat, posesiv și dependent de ea. Asta nu înseamnă că o iubești, n-are nicio treabă cu iubire. Prin urmare, poți să consideri că nici măcar nu ești în relație cu tipa respectivă. Al doilea motiv este lipsa skill-ului, dragii mei. Ai prea puțin skill în comparație cu cât de bine arată tipa respectivă. Pur și simplu, ai avut noroc că ești cu ea în momentul ăsta. Dacă mai țineți minte unul din clipurile cele mai vizualizate al meu, unul din cele mai vizualizate clipuri ale mele este de ce ne îndrăgostim, da? Vă sugerez să mergeți să-l căutați, să-l vedeți. O să completez un oarecum videoul ăsta, dar nu intru în detalii. Motivul lipsei de skill te face pe tine dependent de ea. Pentru că dacă ea ar arăta, să zicem, 9 din 10 ca lux, cât de bine arată, da? În momentul în care ea se desparte de tine, ea poate să meargă în club în seara respectivă, într-un bar, oriunde, chiar și într-un parc și să agațe un tip așa, instant, da? Dacă arată atât de bine. Ei bine, tu trebuie să ai exact aceeași capacitate ca și ea de a agăța o tipă la fel de ușor, să ieși în aceea seară, în alt club, în alt bar sau în oricare alt parc și să poți să-ți faci o relație cu o altă tipă. Da, asta nu înseamnă că trebuie să o faci, nu, dar trebuie să fii conștient că ai acel skill, ai acea abilitate și trebuie să o lași pe ea să știe că ai acel skill și acea abilitate, da? În acel moment vă poziționați la același nivel și ea foarte puțin probabil să te înșele și tu foarte puțin probabil să o înșeli pentru că știi că poți să o faci oricând cu oricine, ok? Prin urmare, crește foarte mult încrederea unul în altul când știu că au exact aceleași puteri, da? Dacă tipa este foarte bună și știe că poți să fie cu orice alt tip și ea știe că tu nu poți să fii cu orice altă tipă, te va șantaja, da? Sau dacă nu te va șantaja, cum o fac tipele care sunt în relație cu tip cu bani, doar pentru bani, dacă nu te șantajează, tu vei începe să sacrifici chestii sau lucruri sau lucruri din personalitatea ta, lucruri pe care vrei să le faci sau nu vrei să le faci, lucruri pe care nu vrei să le faci, le faci și lucruri pe care vrei să le faci, nu le mai faci, doar ca să nu scazi în ochii ei sau lucruri de genul ăsta, ca să nu te părăsească. You got it? Din punctul ei de vedere, este ceva de genul, ce dracu a început să se comporte super dubios, Daniel, să zicem. Daniel a început să se comporte super dubios, nu mai este cum îl știam eu la început în relație, pentru că tu acum încerci să faci diferite lucruri doar ca să nu te părăsească. Și ea nu are nicio treabă cu chestia aia, pentru că tu nu știe, ea nu știe că tu faci chestia asta. Și se uite, zice, băi, se comportă dubios, nu știu, e ceva weird la el și mă despart de el. Și atunci tu ești gen, eram sigur că se desparte de mine, pentru că, uite, am făcut chestiile alea și trebuia să fac mai mult. Și, împotrivă, trebuia doar să te comporți absolut normal, pentru că ea te plăcea exact așa cum erai la început. Da, am mai făcut un clip, cred că clipul anterior, despre compromisuri, este bine să vă uitați la el, are legătură și cu acest clip. Da, legat de partea de skill, dragii mei, sunt peste 180 de videouri pe YouTube, numai de la mine, pe partea de pick-up, da? Puteți să învățați de acolo. Mai am încă 37 de cursuri de peste o oră și jumătate fiecare, iar sunt cursuri complete de la A la Z, la care aveți preview-uri de 20 de minute pe YouTube la toate, ca să vedeți dacă vă plac sau nu, ok? Deci informații există. Problema este că nu sunt puse în practică, da? Asta ce înseamnă? Că dacă voi cumpărați un curs de la mine, asta nu înseamnă că o să puteți să agățați orice tipă. Să fie absolut clar, nu o să puteți face asta.
totul ține de voi. Eu îmi fac datoria de partea asta a ecranului, să vă învăț ce trebuie să faceți, să puneți în aplicare, cum să vorbiți, ce tonalitate, cum să aveți corpul ca să creați confort, să nu o speriați pe tipă, să nu arătați creepy și așa mai departe. Iar voi trebuie să aplicați. Aia eu nu am cum să controlez, decât dacă suntem la un infield sau la un one-on-one și facem live, practică. Dar în rest, este datoria voastră să aplicați lucrurile respective. Ok? Eu fac datoria mea, voi trebuie să vă faceți datoria voastră. Dacă luați un curs și îmi spune cineva, a, păi, nu funcționează chestiile astea, am ieșit pe stradă și l-am aplicat, credeți-mă, e o problemă de practică. Le-am testat cu zeci și zeci de tipi și toate am merg ca uns, da? De fapt, sunt atât de simple și ușor de aplicat, încât majoritatea pot să le aplice și fără mine, da? Doar în cazurile în care unii timp, bă, știi ceva, vreau să economisesc timp, n-am timp să mă uit la atâtea ore de curs, n-am timp să mă uit la atâtea videouri să caut exact ce am nevoie, mai bine iau un coach cu tine, te uiți la mine, vezi ce fac, vezi unde greșesc și modifici pe loc și se derină mult mai repede, știi, economisești timp. Deci, practic, coaching-ul plătești doar ca să mai economisești timp, mai mult timp, da? Sunt trei niveluri. 1. Te apuci tu și cauți pe internet și înveți ce te taie capul și vezi ce funcționează. 2. Iei ce am sistematizat eu din toate cursurile pe care le-am cumpărat de pick-up de la toți cei mai mari pick-up artiști. Le-am sistematizat în cursuri și le-am tradus în română și le-am aplicat în România, în București, în mai multe orașe și am văzut ce funcționează. Deci ai economisit timp. Sau vii la coaching, vii la infield, vii la bootcamp și acolo economisești și mai mult timp pentru că nu mai stai să te uiți și la cursurile respective, ci intri direct în practică și that's it. Da? Deci așa funcționează lucrurile astea. Cursurile și ce cercetezi tu pe net, nu ai garanția unor rezultate până când tu nu intri în teren să le aplici. Ok? Să fie 100% clar. Da? Nu vă promit marea cu seara, nu vă dau pilule magice de hai, uite, ia cursul ăsta și dintr-o dată să fii zeul picarului. Nu, frate, nu merge așa. V-am mințit. Deci toate lucrurile alea care le vedeți sunt marketing. Sunt marketing. E pur și simplu marketing, doar ca să cumpărați cursurile respective. Ceea ce e ok. Unele cursuri sunt bune și când le cumpărați, bă, totuși învățați ceva, deveniți mai buni, da? Unele sunt praf, pentru alea nu e ok. Un alt lucru important la cursuri este și nivelul de dificultate, pentru că, credeți-mă, am dat un gros de bani pe niște cursuri care erau fucking greu de aplicat. Adică să faci social game, să îmbraci toți prietenii în alb și să faci o seară în care tu de fapt direcționezi o petrecere și după aia vin oameni la petrecerea ta și toți au aceeași temă și e high status și ții fotograf să facă poze și nu știu ce, să-ți ridice valoare. And I'm like, dude, this is fucking hard. Am făcut chestia asta. Nu e pentru oricine. Ce v-am predat eu în cursul e like super banal și poate să aplice o persoană, nu ai nevoie de o întreagă echipă ca să mă strângățești pe cineva. Da, deci o să dați peste tot felul de lucruri de genul acesta. Unele mai greu de aplicat, altele mult mai ușor. Totul depinde de voi, băieți. Da. Sper că v-a ajutat răspunsul la întrebarea asta cu gelozia. Citiți cartea lui Hawkins ca să scăpați de atașament și să chiar iubiți pe cineva. Uitați-vă și la clipul care l-am făcut la Sibiu de cum vă găsiți o parteneră ideală prin testul respectiv de personalitate. Și am mai făcut un clip de ce înseamnă să te îndrăgostești și aia e important de avut în vedere. Până data viitoare, dragilor, v-am pupat! Toate bune!